Ministerul Educației a decis în urma consultării cu factorii de decizie și partenerii educaționali să reia cursurile după vacanța de iarnă în format online. Astfel, pe data de 11 ianuarie, elevii vor relua școala online, urmând a se decide, în funcție de evoluție epidemiologică și evoluția campaniei de vaccinare, dacă semestrul al doilea va începe în format clasic. S-a dorința de a deschide în format clasic semestrul al doilea, pe data de 8 februarie, însă acest lucru stă sub rezerva evoluției epidemiologice și a evoluției campaniei de vaccinare, înțelegându-se importanța prioritizării stării de sănătate a elevilor și profesorilor prin diminuarea riscurilor, fără a neglija importanța procesului educațional, inclusiv necesitatea imperativă a organizării unor acțiuni remediale. Nu se va exclude niciun scenariu care va rezulta în urma unei analize responsabile realizate în ultima decada a lunii ianuarie de către factorii decizionali îndreptățiți referitor la modalitatea de reluare a activității didactice în semestrul al doilea. Până pe data de 15 ianuarie, ora 16, inspectoratele școlare au termen să trimită raportările numerice pentru fiecare unitate de învățământ cu privire la personalul didactic-didactic-auxiliar și nedidactic ce are disponibilitatea de vaccinare.